Noi cei care suntem în locul acesta acum și nu numai noi, oamenii de pe planeta Pământ, noi toți visăm. Nu trebuie să ne ducem la culcare, să închidem ochii, să cădem într-un somn profund și să începem să visăm. Visăm cu ochii deschiși. Visăm la un mâine care într-o anume fel să fie altfel decât ziua de astăzi. Un mâine, un mâine mai frumos, în care să trăim mai bine, un viitor de care să ne bucurăm noi și copiii noștri după noi. E adevărat, frații mei. Întrebarea pe care mi-am pus-o când m-am uitat la cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta și care vorbește despre uh, un mâine, despre viitor, a fost următoarea. Oare cine știe cel mai bine ceva despre viitorul nostru? Cine, frații mei? Ori pe care din locul acesta i-ați întreba orice pregătire ar avea persoana pe care vreți să o întrebați, n-ar putea să vă spună cu certitudine nimic despre viitorul dumneavoastră. Se ridică în vremea noastră, la începutul acesta de an, chiar azi am auzit pe cineva, încercând să spună ceva despre anul 2014. Și spunea el, va fi un an greu pentru români, dar va fi mai bun decât 2013. Cine știe? S-ar putea să fie așa. Pentru unii din țara asta s-ar putea ca 2014 să fie mai bun decât 2013. Dar pentru alții? Singurul care știe, frații mei, în toate detaliile lui viitorul, este Dumnezeu. De aceea în cartea profetului Isaia, la capitolul 44, mi se pare, Dumnezeu pune această întrebare. Cine a făcut prorocii ca mine? Să spună și să-mi dovedească. De când am făcut pe om în vremurile străvec, să vestească viitorul și tot ce are să se întâmple. E cineva? Singur Dumnezeu este cel care, care pătrunde prin ceața asta a timpului, dragii mei, în viitorul meu și în viitorul dumneavoastră. De aceea Dumnezeu a avut curajul, dacă vreți să spun așa, să se ridice la un moment dat să-i spună unui profet din Vechiul Testament, vei avea un viitor fericit. Dar Dumnezeu nu doar că știe, frății mei, Dumnezeul acesta este Dumnezeul care influențează viitorul. De ce credeți dumneavoastră că încă de la începutul anului zicem Dumnezeule binecuvintează-ne în anul acesta? Adică influențează-ne viitorul nostru din acest an. Pentru că Dumnezeu este Cel care poate. În cartea profetului Ieremia, cuvântul Domnului spune la un moment dat cam așa. Că știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Ca să vă dau un viitor și o speranță. Adică zice Dumnezeu, eu sunt cel care vă dau viitorul. Credeți că la începutul acesta de an e foarte nimerit, dragii mei, să reușim să ne încredem în Dumnezeul acesta care știe și Dumnezeul acesta care poate influența viitorul nostru? E, e, e bine lucrul acesta? Numai că se naște o întrebare. Și întrebarea este următoarea. Dacă Dumnezeu știe și Dumnezeu influențează viitorul nostru, noi avem vreo contribuție la viitorul ăsta al nostru, dragii mei? Sau lăsăm totul în seama lui Dumnezeu? Să se descurce Dumnezeu. Vede că dorim, Dumnezeu vede că ne rugăm, că visăm cu ochii deschiși la un viitor strălucit și Dumnezeu care are toate puterile, Dumnezeul acesta să se ocupe de viitorul nostru. Sau e ceva lăsat în seama noastră? Deci, mei, în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre niște oameni spre care Domnul Iisus Hristos se îndreaptă și zice dacă nu vă pocăiți, știți ce zice mai departe? aici zice așa, toți veți pieri la fel. Dar mă lăsat să pun alte cuvinte acolo. Nu veți avea niciun viitor. E adevărat? Adică pieriți. N-aveți niciun viitor. Sau dacă mă duc mai jos în curgerea acestui text, a zis stăpânul, taie -l. Adică curmă viitorul. Și vreau în seara aceasta cu ajutorul Domnului să vorbesc despre omul fără viitor că s-ar putea să fie aici printre noi. Și când spun omul fără viitor, dragii mei, nu mă refer la omul care moare la 40 de ani sau la 50 de ani. S-ar putea să trăiască până la 80 de ani. Și cu toate astea, din perspectiva lui Dumnezeu, să n-aibă niciun viitor. Pentru că într-o zi Dumnezeu îi va zice, du-te de la mine. Dumneavoastră ați vrea să aveți un viitor, dragii mei, un viitor și aici în lumea asta, un viitor cu Dumnezeu și apoi în eternitate un viitor cu Dumnezeu. Ați vrea? Dar oare sunteți dispuși, suntem dispuși să facem ce trebuie, dragii mei, pentru viitorul ăsta? M-am uitat la acest cuvânt al lui Dumnezeu și am zis, Doamne, cum arată omul ăsta fără viitor? Că n-aș vrea să fiu ca el. Aș vrea să am viitor, Doamne. Și dacă omul ăsta fără viitor e caracterizat așa, Doamne să învăț de la el, să am viitor, să știu ce trebuie să fac să am viitor. Dragii mei, omul fără viitor este omul care nu recunoaște. Și poate întrebați ce? Ce nu recunoaște? Fratele Marius a spus ceva despre lucrul acesta. Omul fără viitor este omul care nu recunoaște că el este stăpân. Nu recunoaște că are un stăpân. Și vă întreb în seara aceasta, dumneavoastră recunoașteți că aveți un stăpân? Zicea uh, cuvântul Domnului aici așa. Un om avea un smochin. Un stăpân avea un smochin. Smokinul nu era stăpân pe el însuși, dragii mei. Avea stăpân smokinul acesta. Știți lucrul acesta? A strigat mai înainte Amin și a zis, noi recunoaștem că avem un stăpân. Slavă Domnului dacă e așa. Și dacă recunoașteți că aveți un stăpân sau recunoaștem că avem un stăpân, dragii mei, ce înseamnă lucrul acesta că avem un stăpân? Că e simplu să strigăm într-o biserică, într-o uh, miercuri seara, avem stăpân. Dar ce înseamnă asta în practică, frații mei? Dragii mei, când spun că am un stăpân și stăpânul meu este Dumnezeu, recunosc că Dumnezeu este Cel care a decis ca eu să exist. Amin. E mic lucru sau e mare lucru? Mă uit în oglindă, așa cum sunt. Mă uit la mâinile mele. Mă uit la Constituția mea. Încerc să mă uit înăuntru meu. Și când mă uit la mine, recunosc Dumnezeule, tu ai decis să exist. Nu-i decizia niciunui om din lumea aceasta. E decizia lui Dumnezeu din ceruri. Spunea David în Psalmul 139, tu mi-ai întocmit rinichii. Și ar putea, ar putea spune psalmistul: Toate tu le-ai întocmit. Tu mai ai țesut. În chip ciudat. Și înainte ca să fi fost măcar una din zile vieții mele, în cartea ta erau scrise toate. Nu credeți lucrul acesta. Că Dumnezeu din cer a decis să existăm. În cartea Noului Testament, în Faptele Apostolului, capitolul 17. Când Pavel se găsea la Atena și a colindat cetatea aceea, a găsit-o plină de idoli, a văzut undeva, poate mai deoparte, un altar pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. De la altarul ăsta a început să predice și a zis, oameni buni, ei, pe Dumnezeu ăsta pe care voi nu-l cunoașteți, pe ăsta vi-l predic eu. Uite cine e Dumnezeu ăsta. Dumnezeu ăsta e Dumnezeul Creator care a făcut toate lucrurile. Și Dumnezeu ăsta a făcut ca dintr-un singur om să se nască toți oamenii pe fața pământului, le-a fixat anumite vremi și anumite hotare locuinței lor. Și dacă, dragii mei, eu exist în vremea asta și dumneavoastră existați în vremea asta, este pentru că Dumnezeu a fixat această vreme. Să existăm. Când Psalmistul David a realizat faptul că există pentru că a decis Dumnezeu. A zis David înaintea lui Dumnezeu, te laud că sunt o faptură așa de minunată. Te laud. Dar, dragii mei, Dumnezeu nu doar că a decis să exist. E minunat lucrul acesta. Dumnezeu a decis să exist în via Lui. E important asta. Un om avea un smokin sădit în via lui. Nu știu de unde l-a adus. L-a adus de undeva. În psalmul 80, psalmistul spune despre Dumnezeu că avea Dumnezeu o vie. La cine se referea, dragii mei, când zicea că avea Dumnezeu o vie? La poporul ăsta pe care Dumnezeu zice: e poporul meu. Și știți ce spune uh, psalmistul acolo, inspirat de Duhul lui Dumnezeu? Ai adus via de undeva? Din Egipt. Și ai pus-o aici. V-ați pus vreodată întrebarea, dragii mei, de ce existați dumneavoastră în această biserică? V-ați pus întrebarea asta? Dragii mei, puneți întrebarea asta. Că răspunsul la această întrebare, dragii mei, s-ar putea să vă facă să fiți mai lipiți de această biserică. Mai implicați, dragii mei, sufletește în tot ce înseamnă biserica asta. Pentru că Dumnezeu a decis să fim în via Lui. Ne-a luat nu știu de unde, care a fost Egiptul nostru, pe unde am trăit și cum am trăit. E un frate care mereu spune de aici de la anvon, pe unde a fost și pe unde a umblat și pe unde a trăit. Înainte de a venit. L-a luat de acolo. Pe noi ne-a luat din Egiptul nostru și ne-a dus aici. Și a hotărât Dumnezeu să fim în via Lui. Dar trebuie să recunosc asta. Cam un stăpân. Nu eu sunt stăpân. El a decis să exist și l-a decis să există în via lui și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a lăsat acolo în robia Egiptului, în robia păcatului, a morții, a fără de legii, ci m-a luat Dumnezeu de acolo și m-a pus în via lui. Să să fie numele Domnului. Dar știți ce este uluitor, dragii mei, când recunosc că am un stăpân? Recunosc că stăpânul ăsta se gândește la mine. La mine care, poate uneori zic, nimeni nu se gândește la mine. A trecut, nu știu care frate pastor prin curte, nici nu a dat mâna cu mine. Nu se gândește la mine. Am auzit și lucruri de felul ăsta. Nici nu știți câte are în cap un slujitor când iese de aici să meargă repede la birou sau în altă parte. Nu-i neglijență. Dumnezeu din cer se gândește. Înțelegeți? Dumnezeu se gândește la noi când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai creat, îmi zic, ce este omul să te gândești la el și fiul omului să-l bagi în seamă? Ce este? Adică ce sunt eu, Dumnezeule, în comparație cu, cu universul ăsta extraordinar de, de mare pe care tu l-ai creat, ca de acolo de la înălțime să treci peste soare, peste lună, peste stele, să te oprești la mine mâna asta de praf, să mă bagi în seamă? E stăpânul care, care, care m-a pus în via lui. Și e important lucrul acesta. Să fie numele lui Dumnezeu. Stăpânul ăsta a decis să există, a decis să există în via lui și se gândește la mine. Și vreau să vă spun, din perspectiva ceea ce spune textul în această seară, stăpânul ăsta are drept și putere de viață și moarte asupra mea și asupra dumneavoastră. Se gândește la mine, dragii mei, și are drept de viață și moarte asupra mea. Mi-a venit în minte acum să vă spun că atunci când a fost adunarea cea mare din cer de la Dumnezeu, s-a adunat Fiul lui Dumnezeu acolo și a venit și diavolul l-a întrebat Dumnezeu, de unde vii satano? De la plimbarea pe care a făcut-o pe fața pământului? La cine se gândea Dumnezeu în momentele acelea? Iov. Dumnezeu în cer avea consiliu acolo în cer, și Dumnezeu își face timp ca acolo, în mijlocul consiliului din cer, să se gândească la Iov, la un muritor de aici, de pe pământul acesta. Se gândește. Sau la începutul cărții Samuel, o găsiți pe Ana rugându-se lui Dumnezeu, cum poate multe surori de aici se roagă unor lui Dumnezeu, mai petăcute undeva, dar plângând acolo înaintea lui Dumnezeu. Ia așa surorilor. Și spune ceva extraordinar cartea aceea, dragii mei, despre Ana. Nu știu la câtă vreme. Dumnezeu din cer și-a adus aminte de Ana de rugăciunile ei. Adică s-a gândit într-o zi Dumnezeu în cer la Ana. E stăpânul nostru care se gândește la noi și are drept de viață și moarte asupra noastră. Dacă stăpânul zice, taie așa este, da? Dacă stăpânul zice, mai lasă-l. Așa este. Nu? Care drept? Când a primit împăratul Ezechia de la Dumnezeu vestea aceea că trebuie să moară, să înceapă să-și pună lucrurile în ordine, să-și pună casa în îndoială că moare, a început să se roage înaintea lui Dumnezeu, să plângă, să cerșească timp de la Dumnezeu, viață de la Dumnezeu, Dragii mei, spune Sfânta Scriptură: Dumnezeu a trimis mesajul ăsta încă 15 ani. E dreptul lui Dumnezeu, a stăpânului. Om, omul ăsta de aici, dragii mei, care nu are viitor, nu recunoaște, care un stăpân de care trebuie să țină cont. Nu recunoaște lucrul acesta. Și a recunoaște, dragii mei, că avem un stăpân. Știți ce înseamnă? Înseamnă a le lăsa în seama lui viața noastră, a lăsa inițiativele în seama lui Dumnezeu. În Noul Testament spune Sfânta Scriptură că a fost o vreme în viața lui Saul din Tans când a avut el inițiativa, s-a dus la mari preoți să ceară scrisori de împuternicire, să meargă să prindă pe creștini. Dar în momentul în care s-a întâlnit cu Domnul Isus Hristos, știți că i-a predat inițiativa? A zis, Doamne, ce vrei să fac? Și din cer Domnul a zis, intră în cetate, ți se va spune ce trebuie să faci. Nu e inițiativa ta, ea lui Dumnezeu acum să-ți spună ce trebuie să faci. Asta înseamnă să te recunoști că ai stăpân. Domnul să ne binecuvinteze. În al doilea rând, omul care n are viitor este omul care nu se pocăiește. Și băgați de seamă, nu spun acum uh, omul care nu se botează. Că s-ar putea să fie oameni care se botează fără să se pocăiască. Nu spun omul care nu se înscrie în registrele unei biserici. Deci e nevoie și asta. Și în botezul e nevoie. Că s-ar putea să te înscri în registrul unei biserici fără să te pocăiești. Spun în seara aceasta, omul fără viitor este omul care nu se pocăiește. Când Petru a stat în fața, în fața mai marilor de la Ierusalim, după ce a avut experiența aceea în casa lui Corneliu, a spus ceva de felul acesta. Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința ca să vină la viață. Singura cale spre viață, adică spre viitor, dacă vreți, cu Dumnezeu, este pocăința. Și Domnul a zis în locul acesta, în Scriptura din această seară, dacă nu vă pocăiți, toți veți speri, nu aveți viitor. Mai credeți locul acesta, frații mei? Mai credeți că cine nu se pocăiește, n-are viitor? Mai credeți asta? Deci, mei, e cuvântul lui Dumnezeu și dacă am spus la început că s-ar putea Domnul să-l fi rostit mai apăsat și dacă ne vorbește în seara asta mai apăsat, este că Dumnezeu ne vrea viitor. Vrea să avem viitor. Dar dacă nu ne pocăim, nu avem niciun viitor, frații mei. Am auzit recent pe cineva într-o altă biserică ridicându-se la învon și spunând a, noi ne-am pocăit odată și în regulă. Chiar e în regulă? Cine credeți dumneavoastră care are nevoie de pocăință? Cine? Asta spun, smochinul ăsta era cel puțin de trei ani de zile, frate Marius, da? Poate de mai multă vreme, dar cel puțin trei ani de zile. Era acolo în viața ea. Și avea nevoie să se pocăiască într-o zi, știți? Adică să nu mai fie cum a fost. Trebuia să se pocăiască. Are nevoie de pocăință fiecare muritor din lumea asta. Spune în, în, epistola lui Ioan, în prima epistola lui Ioan, vă scriu copilașul să nu păcătuiți. Asta e regula. Dar dacă cineva a păcătuit, ce să facă? Avem la tatăl un mijlocitor, dar dacă nu ne pocăim, dragii mei, n-are cum să facă ceva pentru noi. Că ce a predicat Ioan Botezătorul și Domnul de la început este aceasta. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și e valabil și astăzi. Păi omul fără viitor este omul care nu se pocăiește. S-ar putea să fie obișnuit așa de tare cu păcatul, încât să nu mai simtă nevoia să se pocăiască. S-ar putea să se amăgească cu această idee, eu sunt de 40 de ani pocăit. La ce folosește? Dacă s-au adunat păcatele grămadă, spunea în cartea profetului Isaia, Că păcatele voastre pun un zid de despărțire. Știți cui vorbea Dumnezeu acolo, frații mei? Acestui popor pe care Dumnezeu lumea poporul meu. Păcatele voastre pun un zid de despărțire și îl împiedică pe Dumnezeu să vă asculte. Nu-i mâna lui Dumnezeu prea scurtă, nici urechea lui prea tare să n-audă. Păcatele voastre îți devină. V-ați spus vreodată întrebarea de ce oare nu vin răspunsuri de la Dumnezeu uneori? S-ar putea să fie păcatele noastre de vină. Și șansa noastră este să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Și cu o spun, toți avem nevoie de pocăință. Saul din Tarzis pe care am spus mai înainte avea nevoie de pocăință. Și zicea el că era grozav. După lege neprihănit. Că am o pe asta, pe cealaltă, pe cealaltă. Avea și o râvnă poate mai mare decât oricare dintre tovare și lui din vremea aceea și era grozavă înaintea lui Dumnezeu. Până într-o zi când a constatat că Saul, neprihănitul, trebuie să se pocăiască. Și a zis, sunt cel dintre ei dintre păcătoși. Și s-a pocăit. Vă spuneam despre eu ceva mai înainte, de mei. Începe cartea lui Iov cu o descriere a acestui om, care era neprihănit, se temea de Dumnezeu, se abătea de la rău. Știți cum se încheie cartea Iov? Făți mi știți? Cu pocăința lui Iov. Mă pocăiesc în țărână și cenușă. Mi-e scârbă de mine. Iov, omul despre care Dumnezeu depune mărturie în fața cerului și în fața diavolului, să vină în finalul acestei cărți, când stă în fața lui Dumnezeu, când din mijlocul furtunii Dumnezeu începe să-i vorbească, omul acesta despre care Dumnezeu spune că e neprigănit, să zică tot mai găsesc de ce să mă pocăiesc. E nevoie de așa ceva. Să ne pocăim și asta înseamnă să stau înaintea lui Dumnezeu așa cum sunt fără frunze, cum spunea fratele Olimpiu în poezia aceea, fără uh, alte lucruri care să încercăm să uh, ne acoperim, să-L inducem în eroare pe Dumnezeu. Nu se poate! Dumnezeu ne vede așa cum suntem. Așa cum suntem, trebuie să stăm înaintea Lui Dumnezeu și să spunem, ăsta sunt Dumnezeule! Și când stau așa, Dumnezeu din cer, prin sângele Domnului Iisus Hristos, ne curățește de orice păcat. Dacă nu vă pucăiți, nu aveți viitor. Poate un gând mai spun în seara aceasta, în altelea rând. Omul fără viitor este omul care nu prețuiește. Și poate vă întrebați ce nu prețuiește. Nu prețuiește ceea ce Dumnezeu face pentru el. Spunea fratele Marius aici că vierul ăsta s-a angajat să facă ceva. Să sape, să pună gunoi la rădăcină, să creeze condiții. Dar, frații mei, și vă întreb în această seară, analizându-vă pe dumneavoastră și eu analizându-mă pe mine, pentru noi Dumnezeu a făcut ceva? Din cap până în picioare, dragi mei, cât suntem, suntem tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și întreb, oare ce înseamnă asta? Înseamnă ceva pentru noi? Are valoare? Prețuim ce a făcut Dumnezeu pentru noi sau nu prețuim, frații mei? Cântăm noi o cântare aici, mi se pare că s-a cântat așa dimineața. Păcat că am vrut să o am acela mine să pot să citesc cântarea asta. Nici nu mai știu de câte ori m-ai ajutat. Nici nu mai știu de câte ori m-ai nici nu știu de câte ori m-ai ridicat. Mai știți câteva din versurile acestei cântări? Nici nu mai știu câte ai făcut tu pentru mine, Dumnezeule. Nici nu mai știu. Dar vă întreb, are importanță, valorează, sunt de preț lucrurile pe care Domnul le-a făcut pentru noi? Sunt importante, frații mei? Chiar sunt importante? Când a stat Moise în fața lui Core, Datan și Abiram, a pus eu, Moise o întrebare cam de felul acesta. Prea puțin lucru are este pentru voi Că v ales. Și că v-a îngăduit să vă apropieți, apropiați de El, să-i slujiți. E chiar puțin lucru pentru voi asta. Adică chiar nu valorează mare lucru pentru voi? Chiar nu-i de preț pentru noi, frații mei, că Dumnezeu din cer ne-a ales? Chiar e puțin lucru asta? Chiar e puțin lucru că Dumnezeu din cer ne-a îngăduit să ne apropiem de El? Noi ăștia de aici, din locul acesta. Ne-a îngăduit Dumnezeu să ne apropiem de El. E puțin lucru. Frații mei, ar putea Dumnezeu să ne radă de pe fața pământului cu lumina sa, cu slava sa. Ar putea Dumnezeu să ne întoarcă spatele. Ar putea Dumnezeu să ne sufle și să ne, să ne trimită departe de fața Lui. Și Dumnezeul acesta a găsit cu cale să ne aleagă. Nu pentru că merităm noi și suntem grozavi. Le spunea Dumnezeu evreilor, nu pentru că întreceți la număr pe celelalte popoare, vă ales Dumnezeu, ci pentru că vă iubește. De asta ne ales Dumnezeu. Că ne iubește. Și ne-a îngăduit să ne apropiem de El. Slavă numelui Lui. În Eu, capitolul 15, mi se pare, versetul 11, Spune cuvântul lui Dumnezeu, oare prea puțin lucru sunt mângăierile lui Dumnezeu pentru tine? Și cuvintele care îți vorbesc atât de blând, îți puțin lucru astea? Mângăierile lui Dumnezeu chiar sunt puțin lucru. Le prețuim sau nu le prețuim? Sau cuvintele care ne vorbesc blând uneori, dragii mei, sunt importante sau nu sunt importante? Au valoare sau nu au valoare? Pentru omul ăsta de aici, vieru, a zis: Fac ceva. Prețuiește omul ăsta ce face sau nu prețuiește? Dacă prețuiește, va avea viitor. Dacă nu prețuiește, nu va avea niciun viitor. E adevărat, frații mei. Și stau și întreb Biserica Domnului de aici, mă întreb pe mine, în 1 ianuarie 2014. E, sunt importante lucrurile pe care Domnul le-a făcut pentru mine Sau nu sunt importante Le prețuiesc sau nu le prețuiesc Și dacă le prețuiesc, cum le prețuiesc, dragii mei? Și dacă nu le prețuiesc, cum nu le prețuiesc? Trebuia uneori ca și Fiul cel mare din uh, parabola Domnului Iisus Hristos Să nici nu vedem că a făcut Domnul ceva pentru noi A zis uh, Fiul ăsta mare îmbufnat așa afară la poartă, la ușă? Niciodată nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Chiar vă vine să-L credeți pe tânărul ăsta? Am trudit toată ziua, poate toată noaptea. M-am dus la câmp și am muncit, tată, pentru tine. Nici măcar odată nu mi-ai dat niciun ied. Am trudit, Dumnezeule, înaintea ta în lumea aceasta. Nu mi-ai dat nimic, chiar vă vine să credeți? Este o întrebare aici în Noul Testament. Ce ai tu, omule, și să nu fii primit de la Dumnezeu? Există ceva? Și dacă ai primit, de ce te lauzi ca și când n-ai fi primit de la Dumnezeu? Dragii mei, noi uneori nici nu vedem că Dumnezeu ne dă, că e implicat în viața noastră, în familia noastră, în haina pe care o purtăm, în casa în care locuim. În banul pe care, cu care ne ducem să ne cumpărăm alimente de la, de la magazin. În sănătatea noastră, în, în viața noastră, în, în integralitatea ei. Nu vedem că e acolo Dumnezeu, frații mei. Și suntem nemulțumiți uneori cu ce suntem și cum suntem. Și nu vedem că Dumnezeu e acolo. Și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Aprețui ce face Dumnezeu. Înseamnă să ții evidența. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacere lui. Binecuvintează-l pentru fiecare dintre ele. Aduți aminte că Dumnezeu, Dumnezeu ți-a dat asta, ți-a dat cealaltă, ți-a dat cealaltă. Mulțumesc, Doamne, pentru ce am. Dacă vrei să fie mai mult, îți mulțumesc dacă vrei să fie mai mult. Dacă nu, pentru cât îți mulțumesc, Dumnezeule? Omul care nu prețuiește ce face Dumnezeu, nu va avea niciun viitor. Ca să ai viitor, trebuie să ai ochii deschiși, să vezi să prețuiești ceea ce face Dumnezeu. Cât te a ridicat, cât te a ascultat, cât te a mângăiat, cât i-a vorbit cu cuvinte blânde, cât i-a mustrat uneori, mulțumește Domnul și pentru asta. Nu uita nici una din binefacerile Domnului. Dacă uitați în Vechiul Testament, dragii mei, haideți să mă opresc la noi și cu asta în Știți că noi am avut experiența aceea de a trece dintr-o lume veche într-o lume nouă, dacă vreți. Lumea cea veche pe care Dumnezeu a nimicit-o prin potop a trecut în lumea cea nouă. Știți ce a făcut Noe, dacă mei, după experiența asta? Primul lucru pe care l-a făcut. A zidit un altar lui Dumnezeu. Cum să nu zidești un altar când vezi peste tot pe ape, plutind, cadavre și tu și cu soția și cu copiii și cu nororile ai rămas în viață? e, e ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Când în dreapta și în, și în stânga, dragii mei, sunt oameni cu probleme, dragii mei, sau sunt oameni singuri și tu l-ai pe Dumnezeu cu tine, cum să nu zidești un altar să zici, îți mulțumesc Dumnezeule pentru asta? Se poate asta? Haideți să stăm în picioare în momentele acestea, dragii mei. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că viitorul este în mâna Lui. Dar și să ne dea putere să facem ce trebuie să facem, să recunoaștem că El este Stăpân, să ne pocăim și să prețuim ce face Dumnezeu pentru noi? Așa vom avea viitor cu Domnul.